În ultimii ani, mersul la bibliotecă a fost uitat de făgărășeni, însă acum au ocazia să și-l reamintească. Este vorba de organizarea evenimentului Noaptea Bibliotecilor, care își propune să readucă la lumină cititul de plăcere și nevoia de documentare în contextul digital al anului 2011. O astfel de acțiune va avea loc și în Făgăraș pe 1 octombrie. 1 octombrie este data în care va avea loc un eveniment numit sugestiv Noaptea Bibliotecilor. Astfel, în această zi, începând cu ora 18, toți făgărășenii sunt invitați la Biblioteca Municipală din Făgăraș. Reprezentanții acesteia îi așteaptă pe vizitatori cu un program amplu. În susținerea lui vor fi invitați profesori, poeți, scriitori, directori de școli și nu numai. De asemenea, elevii prezenți vor fi provocați să participe la câteva concursuri numite Titlurile Nopții și Noapte de Octombrie. Va fi o noapte albă, îl parafrazez de data aceasta pe Dostoievski, în care vom decanta cu participanții noștri, utilizatori sau non-utilizatori de bibliotecă, decantarea textelor literare. Este o invitație în a recepta lectura și semnificația unui text literar. Am inserat în program Noaptea Literaților, întâlniri cu scriitori, profesori, critici și literari, concurs Titlurile Nopții, elevii care vor fi la sala de împrumut vor căuta la raft 10 titluri minimum de volume în care să fie cuprins cuvântul noaptea. De asemenea, făgărășenii vor putea să se înscrie la un concurs de creație literară pe internet. Unul dintre punctele programului prevede și concursuri de creație literară. Lucrările elevilor claselor a 11-a și a 12-a din licele și colegiile făgărășene vor posta pe blogul bibliotecii eseurile lor. Ele vor fi votate și în urma rezultatului se vor decerna premiile. Noaptea Bibliotecilor se va încheia în jurul orei 4 dimineața cu audiții muzicale și proiecții de filme celebre, cum ar fi Fata cu cercel de perlă, Discursul regelui și Iluzionistul.